produced by LTV. Bun găsit tuturor! Suntem iarăși la Founders, suntem din ce în ce mai bucuroși că evoluăm. Astăzi avem în studio alături de noi cu deosebită onoare pe domnul dr. Raed Arafat, fondatorul SMURD. Bun venit, domnul doctor, și mulțumim foarte mult pentru acceptarea invitației. Și eu mulțumesc pentru invitație. De asemenea, în studio este nelipsit Costi, care ne va asigura un zâmbet de la domnul doctor la finalul desenului său. Domnul doctor Raed Arafat este un exemplu mai mult decât potrivit pentru emisiunea noastră. Este probabil, să zicem, povestea care a determinat o astfel de emisiune. Adică un proiect de succes, o idee care a ajuns să fie materializată, dar pe un traseu extrem de sinuos, plin de anumite dificultăți date de oameni sau de conjuncturi. Așadar, domnul doctor, dumneavoastră vă considerați o persoană care a creat un proiect de succes sau considerați că întreaga conjunctură din România a ajutat la lucrul ăsta? Orice proiect de succes are nevoie de conjunctură, deci nu poți să creezi un proiect și să aibă succes fără să ai anumite aspecte care te ajută. Normal, conjunctura din România a ajutat în dezvoltarea acestui proiect, mai ales la început, imediat după schimbarea regimului, o perioadă în care era o deschidere pentru a veni cu idei noi, chiar dacă mulți rezistau acestor idei. O perioadă unde puteai să faci lucruri care puteai să le faci fără să fie prevăzute în lege, pentru că de multe ori ni se aducea și mie și colegilor cu care lucram că da, ce faceți nu e scris în lege, dar totuși era în același timp o perioadă în care se putea face așa ceva. O perioadă în care entuziasmul de a schimba ceva, de a face ceva a fost o condiție de a putea porni și a putea schimba ceva. Deci aici, într-adevăr, eu pot să spun împreună cu alți colegi, într-adevăr, noi am reușit să creăm un proiect, dar în același timp au fost și mai mulți factori care ne-au sprijinit și ne-au ajutat. Mai era conjunctură că erau mai multe țări care erau dispuse să ne sprijine. Noi am avut relații cu colegi din Scoția, de la Spitalul Regal din Edinburgh, de la pompierii din Glasgow, din Statele Unite, din Olanda, din Franța, din Germania, din mai multe locuri, care ne-au permis să evoluăm foarte repede și ne-au ajutat să punem ideile în practică pe baza experienței care o aveau ei. Așa că, într-adevăr, a fost și conjunctura, pe lângă încăpățânarea și dorința noastră că să facem așa ceva. Așadar, să povestim sau să arătăm traseul. Ați ajuns în România pentru a face facultatea de medicină. Așa este. Care este tabloul pe care l-ați avut în față atunci când ați pășit în România prima oară? Eu eram fanatic pentru medicină. Și plus, vroiam foarte mult ceva care are relație cu urgența, cu primul ajutor. Deci asta era chiar o pasiune. Deci medicină pentru mine era ceva indiscutabil, trebuia să fac medicină. Și am avut chiar cu tatăl meu controverse pe această idee, care el nu favoriza acest traseu și vroia altceva. Și ar fi dorit altceva decât medicina, exact. Așa că venind în România, asta am vrut. Am reușit să găsesc oameni care să pot să iau ca model, am fost sprijinit pe parcursul facultății de profesori care sunt mândru că am studiat în prezența lor și că m-au sprijinit, cum era profesorul Kaufmann la Cluj, care chiar pot să zic că m-a adoptat profesional cât am lucrat și am fost student la Cluj. Și după asta, bineînțeles, a fost o perioadă grea facultatea pentru dumneavoastră? Nu, facultatea a fost o perioadă plăcută. Puțină lume poate știe, dar nu e un secret, că anul 3 am trebuit să-l repet pentru o singură materie cu media, care era aproape de 8-9 media, dar am trebuit să repet un an după ce a decedat tatăl meu.
Și care a jucat un rol major când am trebuit, că acolo nu puteai să duci o singură materie cu tine mai departe. Da. Trebuiai să repeți tot anul pentru materia asta. Și atunci tocmai profesorul Kaufman îmi zicea, niciodată nu știi ce înseamnă treaba. Asta poate să fie pentru bine. E, dacă nu repetam anul respectiv, cu siguranță nu rămâneam în România. V-a decalat cu un an? Cu un an, an în care s-a schimbat regimul și am ajuns la revoluție. Rămân, da. Foarte interesant. Dar totuși îmi spuneți de o perioadă foarte plăcută și optimistă, dar am citit la un moment dat despre dumneavoastră că în timpul facultății erați oarecum obligați să locuiți în cămin sau oricum într-un mod mai organizat. Asta era situația cu toți studenții străini. Și nu vă deranjau, nu le băgați în seamă, reușeați să treceți? Nu, deci stăteam într-un cămin de garsonere. E adevărat că eram mai mult, mai puțin izolați de colegii noștri români. Dacă aveai relație cu un coleg român, el sau ea suporta consecințele în care să fie chemat la securitate, să fie interogat ce relație ai cu străinii, ce fac ei. Nu putea trece neobservat o astfel de relație? Nu prea. Și știm multe povești în care, pentru că au fost relații mai, hai să zicem, de prietenie mai evidente între străini și români, partea română, bineînțeles, a avut ceva probleme. Da. Cum este revoluția din România față de terminarea facultății? Ați terminat în același an? Sau? Am terminat în 89 și în 89 a fost această schimbare, deci revoluția, schimbarea de regim. Și dumneavoastră tot. Vă aflați deja în momentul eu în care eram trebuia în pregătire decizie. Să plec. Deci, clar, plecați din România? Da, sigur. Deci eu plecam, eu nu stăteam în România dacă rămânea regimul comunist. Nici n-aveam cum, nici nu aveam de ce. De ce? Pentru că era imposibil să pot să faci ceva. Și atunci eu aveam mai multe posibilități, două dintre ele în Franța, pe terapie intensivă și urgență. Dar schimbându-se regimul, n-am primit viză pentru Franța, întârziat tocmai după revoluție și după tot ce s-a întâmplat. Și la momentul respectiv am luat decizia să rămân și să fac anestezie terapie intensivă în România. Iarăși eu mă gândeam că urgența să fac cardiologie și acolo m-a sfătuit profesorul Kaufman, zice, nu, că dacă vrei urgența, România n-are specialitatea, fa anestezie terapie intensivă, că e mai aproape. Și aici nu cred că am greșit deloc. Deci chiar foarte bine. Al doilea eveniment oarecum negativ din viața dumneavoastră, că n-ați primit viză în Franța și care vă duce către reușită. A rămâne aici și către reușită, pentru că nu cred că în Franța mai reușeam să... Adică nu era nevoie. Era altul stadiu. Are un sistem și funcționează. Da. Și acolo puteam să mă duc să lucrez în sistemul ăsta și să fiu parte dintr-un sistem. Aici am reușit împreună cu alți colegi și cu cei care ne-au sprijinit, tocmai să fim creatorii sistemului, să fim cei care au dus sistemul să apară, sistemul integrat de urgență, implicarea pompierilor în urgență și tot. Asta tot am reușit să fim cei care le-au inițiat. Ați pornit imediat după terminarea facultății la construirea proiectului SMURD? Imediat, da. Deci nu era ideea de a construi proiectul SMURD, era ideea de a avea o echipă de urgență. O echipă de urgență care să facă față urgențelor critice. Am luat o mașină, am luat câțiva voluntari cu mine, studenți, asistenți, ce era. Și am pornit un proiect. Deci asta era ideea. De acolo, conjunctura intrând în joc și hai să zicem, când începi să faci ceva și îl faci bine, de regulă obligatoriu obții sprijin, fără să te aștepți la el. Deci au început după asta sprijinul. Primul sprijin a venit din Germania, o fostă colegă de facultate m-a sunat, zice, am auzit că faci ceva cu urgență, zice, noi îți cumpărăm o ambulanță. E adevărat că e veche, are 10 ani, dar îți aducem o ambulanță. Și a fost prima ambulanță de terapie intensivă, după stil german, adusă și donată nouă. Era o bijuterie pentru noi, era ceva de neașteptat. Și de acolo a început sprijinul cu colegii din Scoția, crearea
unității de primiri urgență în Mureș, care a fost în 94 adusă pe 18 tiruri din Scoția și montată în fața Spitalului Județean. O clădire întreagă. O clădire întreagă. Deci astea sunt exemple la ce s-a făcut în perioada respectivă. Revenind la prima ambulanță, dumneavoastră povestiți cu, să zic, partea, latura pozitivă, dar îmi amintesc dintr-un alt interviu al dumneavoastră că ați primit reclamații cum că sirena e prea tare. La început. Este vorba de la început, ambulanță. Ba, ne-a și oprit poliția, că mergem chiar, eu mă duc aminte, aveam mașină mică de medic de urgență, un Opel Kadett cu girofare, cu sirene, și după ce am fost la câteva intervenții, era începutul lor, cum se spune, și eram reclamați de colegi medici. Deci îmi pare rău, dar astea erau primele reclamații împotriva noastră. Și erau colegi care ne reclamau. Ați fost surprins? De la spital. La început, da, dar după asta am înțeles cum stă treaba, nu era nimic surprinzător după ce am văzut cum e situația între medici. Invidia medicorum pessima, se spune. Deci e... Dar chiar ne-a oprit poliția într-o zi cu echipă mergând acolo și polițistul zice: lăsați că eu știu că mergeți cu girofare și sirene după gagici și ar fi bine să fiți atenți cum le folosiți. Deci, și asta a fost pentru mine o jignire. Am mers înapoi. Era în timp ce dumneavoastră mergea să salvați o viață. Era profesorul Chiorianu care ne sprijinea la Târgu Mureș și am mers, am făcut o listă cu intervențiile. Aveam până acum, mă duc, vreo 150 de intervenții. Fiecare cu minutul la care am plecat, minutul la care ne-am întors, pentru ce am fost, ce caz a fost și tot. Și atunci domnul profesor l-a sunat pe șeful poliției și l-a zis că nu e chiar așa. Și atunci am aflat că am fost reclamați de către alții care ziceau că ne jucăm. Da. Și încet, încet lucrurile au început să se regleze. Populația nu era mulțumită de sunetul sirenei și a durat vreun an de zile ca să înțeleagă ce înseamnă această sirenă și să o aprecieze, să nu mai aibă nimic împotriva ei. Ba, la un moment când ni s-a defectat mașina și n-am mai circulat, s-a simțit, chiar am primit întrebări, că nu se mai aude sirena. Ce s-a întâmplat cu echipa aia? De ce nu se mai aude sirena lor? Deci asta au fost... Oamenii la bază înseamnă că nu sunt răi, ci doar au obișnuințe. Trebuie să fie informați corect. Sigur. Și ca să nu trec fără să amintesc, știu că și inclusiv că alergați pe holurile unui spital la urgențe, la un moment dat v-a atras critici. Asta în interiorul spitalului. Da. Deci nouă ni s-a dat o cameră de gardă înainte să mergem cu pompierii. Deci noi am început cu pompierii în 91. Din septembrie 90 până în octombrie 91 am fost la spital, camera de gardă ale echipei. Dar ni s-a dat o cameră de gardă departe de locul unde era parcată mașina și era normal să fugim. Și era o chestie foarte... Când vedeau 4-5 persoane fugind către mașină, că să iasă repede către cazul de urgență, asta era o chestie care, într-adevăr, ne-a dus foarte multe critici. Că trebuie să mergeți încet, liniștiți, să nu... Știți cum era atunci? Da. Nu știu dacă știți cum era situația, că... Sirena nu-i bine că deranjează și creează panică, să nu fugiți că creați panică, să nu faceți asta, să creați panică. Asta era mentalitatea care era indusă atunci în anii 80 și... Le-am amintit tocmai pentru că mi se par niște motive destul de puțin serioase, să zic, și care țin totuși de conjunctura și de momentul. Adică au fost chestii pozitive, chestii negative. Chestiile negative, în final, erau chestii inerente, chestii mici, dar care deranjau. Și când treceai peste ele, asta era. Deci noi am avut un hop mare de trecut în 91. Puțină lume știe despre el când fostul director de direcție sanitară, care nu-l plăcea deloc de ce se întâmplă, vrea oricând să oprească acest sistem, a așteptat că profesorul Chiorianu să fie internat pentru o operație oftalmologică și a chemat o ședință ca să desfințeze smurdul. Și chiar ne-a anunțat într-un vineri după masă că luni, la ora 10, discuție despre soarta smurdului. Și întrebarea care am avut-o, dar Consiliul de Administrație a Spitalului a fost anunțat? Da, cine trebuie a fost anunțat. Consiliul de Administrație fiind mulți dintre din el, da. Medici șef de secție și asta, care ne sprijineau. Și au zis că da, sunt anunțați. Verificând, n-a fost nimeni anunțat. I-am anunțat noi pentru ei. Dar nu numai atât, am anunțat autoritățile, prefectură, mass media și tot. Și s-au trezit cu o ședință de vreo 50-60 de persoane în loc de 10 persoane unde se ia decizia o singură, deci directorul direcției sanitare, și am reușit atunci să mutăm dispeceratul ambulanței la spital,
Deci am învârtit o chestie făcută ca să ne oprească într-un încă un pas spre a evolua un sistem coerent în Mureș, cel puțin. Am preluat dispeceratul ambulanței care ne sabota toată ziua atunci la perioada aia și l-am mutat la spital și am adus asistentul de la ambulanță să stea la spital și era cu noi și atunci vedeam tot ce se întâmplă, orice urgență gravă, orice chestie, imediat nu vă mai puteau evita. Nu mai puteau să evite echipajul respectiv. Și încă o chestie care am reușit să o facem atunci este să obținem o încăpere în spital, că să facem prima cameră de resuscitare în încintă părții de primiri urgențe a spitalului cu colegii din Scoția. Era primul proiect, un proiect de 150.000 de lire sterline, dar în anul 91 era o sumă pentru noi, în care au venit scoțienii și ne-au creat o cameră de resuscitare care a făcut să scadă mortalitatea în zona de primiri urgențe a spitalului într-un an de zile cu 50%. Extraordinar. Și de acolo s-a luat decizia să se facă unitatea de primiri urgențe după asta. Înțeleg că dumneavoastră, numele dumneavoastră e legat nu numai de fondarea SMURD, dar și un întreg domeniu medical și anume acest... Este domeniul medicinii de urgență unde am lucrat cu mai mulți colegi și mai multă lume ca să ajungem. Deci, într-adevăr, SMURD-ul e o părticică din sistem. E cea mai vizibilă pentru populație. Populația asta știe. Dar SMURD-ul singur nu putea să funcționeze. Cu SMURD-ul trebuia să există primirile urgențe, medicina de urgență, tot asta, care s-au dezvoltat pe parcurs. Acum, dacă luăm ce se întâmplă la Ministerul Sănătății și ce facem la Ministerul Sănătății, eu cel puțin sunt implicat în trei sectoare. Deci SMURD-ul cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Serviciul de Ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe. Și unde proiecte de dezvoltare merg pe toate trei segmente. V-a adus mai multe complicații sau sunteți mai... Complicații sunt, pentru că sistemul e rezistent, fără discuție. Iar cu cât te ridici la un anumit nivel, cu cât rezistența are altă formă. Deci, pe lângă faptul că după atâția ani SMURD-ul funcționează, ambulanța funcționează, SMURD-ul evoluează tot sistemul, partea de primiri urgență, acum avem o nouă formă de nemulțumire și de atac împotriva SMURD-ului, sistemului public de urgență, și asta provine de la sectorul comercial. Fac presiuni? Fac presiuni că să intre în competiție. Ei zic, ce asta? Să intrăm în competiție cu SMURD-ul să vedem cine e mai bun, să intrăm în competiție cu ambulanța să vedem cine e mai bun, dar pe banii statului. Că ei competiție legea îi permite. Pe fonduri private și asta ei au voie. Se pot duce în orice direcție. Ei nu, ei vor competiție și licitație pe fondurile statului care să se împarte între ei și serviciile publice și încet, încet, poate că majoritatea vor fi dirijate către ei în locul serviciilor publice, cum s-a întâmplat în alte țări. Și atunci, normal, asta e una din bătăliile majore care acum e în desfășurare. Ale momentului. S-a ajuns cu ea la Curtea de Apel, s-a ajuns la Curtea Constituțională, până acum a avut partea publică câștig de cauză, dar urmează la Parlament o încercare de modificare a legii în care la Senat a căzut, este acum la Camera Deputaților și sperăm să cadă și acolo. Îmi amintesc că ați citat la un moment dat pe Gandhi, spunând că la început, pentru orice proiect sau inițiativă, la început te ignora, apoi râd de tine, urmând să lupte împotriva ta și la final câștigi. Exact. Sau te împușcă una din în alte timpuri, în alte locuri. Este, da. Mi-a rămas în memorie ideea celor 18 tiruri. Dumneavoastră ați primit 18 tiruri cu materiale sau ce era? O clădire, nu, era o clădire. Era o clădire plus dotarea ei. Ok, le-ați parcat sau au fost parcate undeva. Ce s-a întâmplat? Deci, după o luptă majoră, pentru că Direcția Sanitară nu vrea treaba asta, dar după o luptă majoră am reușit și cu sprijinul autorităților locale tuturor să creăm condițiile pentru a pune această clădire lângă spital, să fie noua unitate de primiri urgență a spitalului, departamentul de urgență. Și scoțienii ni l-au adus, dar au venit și cu oameni și ni l-au construit. Și ni l-au construit la nivel încât într-o lună, exact într-o lună de când am început, o lună și o săptămână, aveam un serviciu de urgență funcțional. Și până acum funcționează acolo. Abia acum, cu fonduri de la Ministerul Sănătății, de la Banca Mondială, refacem parterul spitalului unde trebuia de la început să facem treaba asta. Și acum
mutăm unitatea de primire urgență în parterul spitalului. Pe lângă clădire, una peste alta, până în anul 2000, îmi amintesc că aveați deja mașini, auto speciale, probabil se numesc. Aveam barcă, auto speciale, elicopter. Da, și fiecare soluționată într-un fel, mașini din donații, am mai achiziționat prin donații. Primele mașini primite efectiv de la stat au fost aprobate în anul 1999 pentru SMURD. Dar proiectul a fost distrus în 2001 printr-o decizie la nivelul unui anumit ministru, a decis că nu, că le da la ambulanță. Pur și simplu. Și a întârziat proiectul încă 4 ani, 5 ani, până în 2007, când într-adevăr s-a luat decizia politică că treaba asta trebuie să se răspândească pe plan național. Și atunci, într-adevăr, am început să primim masiv echipamente și tot împreună, și cu serviciile de ambulanță și cu tot, ca să construim un sistem național. Deci SMURD-ul, dacă în 2007 avea 20 de echipaje în țară și un elicopter, acum avem 3 puncte cu elicoptere în colaborare cu Ministerul de Interne și 192 de echipaje în colaborare cu Ministerul de Interne, cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și, bineînțeles, cu spitalele județene din zonele respective pentru mașinile de terapie intensivă. Și încă continuăm. Deci numai anul ăsta cred că o să ajungem la înființarea a 50-70 de echipaje de prim ajutor noi în acest an. Va fi acoperire în absolut toate județele. Acum am văzut o listă. Au mai rămas 6 județe. Da? Și vor fi și acolo. Anul ăsta vor fi acoperite ca primele puncte și după asta o să înceapă răspândirea. În perioada asta de luptă a dumneavoastră pentru realizarea planului, nopțile, pe lângă faptul că nu dormeați pentru că erați de gardă în diferite locuri, vi le consumați și gândindu-vă cum să vă consuma energie, găsirea de soluții? 100%. Da? Orice chestie și nu numai. De multe ori consumul era că oare de ce? Pentru că mie mi se părea o chestie normală și nu înțelegeam anumite reacții și anumite rezistențe care n-aveau absolut niciun rost. Dar până acum auzim comentariul că de ce se face așa? Sigur e un interes ascuns. Deci după 20 de ani, 21 de ani, încă unii zic că este un interes ascuns. Și au trecut 21 de ani, totuși. Suntem în anul 21 de când am pornit treaba asta. Și unii tot au în capul lor că este un interes ascuns. Încă aștept să-l găsesc acest interes ascuns. Nu știu când va apărea, la 30 de ani, la 25 de ani, la 40 de ani de când a pornit serviciul. Sau poate că o să aflăm după 100 de ani care era interesul ascuns. Eu nu-l știu, cel puțin. Asta e ideea. Da, este într-adevăr, să știți, greu de perceput. De ce cineva pune atâta patos, nu dumneavoastră, toată echipa, probabil, atâta timp cât nu e vorba de o firmă, nu e vorba de profituri, nu e vorba de... Trebuie să ne obișnuim că există și așa ceva. Că oamenii pot să pună patos pentru o pasiune, pentru o idee care cred în ea, chiar dacă unicul beneficiu al lor este satisfacția că au făcut ceva. Și nu orice, ceva însemnând salvare de vieți. Exact. Omenești. Deci este acest, nu-l zic interes, este acest rezultat în final, că ai făcut ceva. Și în sistem, și în SMURD, nu e totul perfect. Sunt imperfecțiuni, sunt probleme. Fiecare zi auzim, ba e problema la echipa aia, ba e problema la echipa aia, ne luptăm, se luptă unii, alții. Deci nu suntem visători să spunem că totul e perfect. Este imposibil. Imposibil să ai sistemul perfect, încă nu s-a creat în lume. Peste tot ai sisteme cu probleme, sisteme cu... Problema este că când îți apare astfel de problemă să nu renunți, să găsești soluții, să previi să-ți apară probleme de sistem care să ducă la distrugerea sistemului din interior. Oameni nepotriviți care ajung acolo și care trebuie să plece. Oameni care trebuie să-i sprijin pentru că fac treabă bine, că să evolueze. Deci tot asta într-un sistem trebuie să lucrezi pe el. Și permanent să fii în gardă, să nu se întâmple derapaje. Exact. Explicația dumneavoastră este că
SMURD este un fel de trupă de comando în domeniul ăsta al sistemului de urgență. Și conectarea ei cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență este extrem de importantă, pentru că Inspectoratul pentru Situații de Urgență are rolul major în intervenția la calamități, la dezastre, la toate problemele. Și atunci este normal că această existența a SMURD-ului în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pe structura pompierilor și cu sprijinul, bineînțeles, structurii Ministerului Sănătății, face că SMURD-ul să fie într-adevăr echipă de comando în situații speciale și în situațiile de urgență și, normal, colaborând și cu serviciul de ambulanță și cu tot. Nu e un sistem care să înlocuiască serviciul de ambulanță. E un sistem care vine în completarea pe o parte care lipsea, care crește capacitatea. Puțină lume știe că, de exemplu, hai să luăm instituția pompieri. SMURD-ul a avut un impact major pe pompierii militari, pe Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Cum? Dacă în 2007 numărul intervențiilor pe țara a Inspectoratului era de 40-58.000 de intervenții și bugetul era undeva asta, când au profesionalizat pompierii și au făcut pompierii profesioniști, da, că erau înainte cu militari în termen. A crescut bugetul, după care a început să se regleze și a scăzut. Totuși, numărul intervențiilor și al echipajelor SMURD a continuat să crească. Acum, din 2007 până în 2011, numărul a crescut la 170.000 de intervenții pe an, 180.000 de intervenții pe an, din care 82% sunt intervenții SMURD. Deci asta înseamnă că pompierii, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, și-a asumat un rol de salvator universal. Înainte, pompierii se ocupau de incendii, după asta au început cu SMURD-ul să se ocupă de descarcerare și de calamități. Acum pompierii se ocupă de incendii, de descarcerare, de prim ajutor calificat, de asistență medicală de urgență integrată. Deci, de toate gamă unde e cineva care are nevoie de salvare. Deci, au devenit foarte apropiați de colegii lor din Franța, din Statele Unite, din Germania, care au exact aceeași gamă de acțiune. Și asta tot este un impact al introducerii SMURD-ului la pompieri. Deci, oamenii care au acceptat la pompieri în 91 acest lucru au fost vizionari, știau bine ce se întâmplă în alte țări. Și unde vor să ajungă. Deci oameni cum era atunci generalul Crăciun, cum generalul Secara, care recent a terminat mandatul la pompieri, oameni care au sprijinit această idee pentru că știau că pompierii nu pot rămâne numai pe incendii și că pot face mult mai mult populației. Că sunt unii nemulțumiți pentru că i-a venit mult mai mult de lucru, asta este mai puțin important. V-aș confirma faptul, tot ce mi-ați povestit, pentru că înainte de emisiune, în încercările de documentare, am stat de vorbă cu cineva de la pompieri și foarte convins mi-a explicat că acolo e locul acestor intervenții în cadrul pompierilor. Deci era un pompier, să zic, pur sânge, venise din zona de stingere a incendiilor, nu din zona medicală. Dar era acest pompier pur sânge. În mod normal, toți sunt sânge pompier. Mea. Da. Toți sunt pompieri, dar unii dintre ei fac și partea de paramedic. Da. Dar și paramedicii care sunt pe mașini, ei sunt pompieri. Sunt instruiți să intervină la incendii și la tot. Eu m-am referit la trecutul lui, adică venea de pe vremea când stingea numai incendii. Și era extrem de convins, m-a convins și pe mine în discuție, cum că SMURD-ul și activitatea pe care o fac ei este într-adevăr natural. Sigur, îți dau un sens mai mare unei instituții care este obligatoriu să existe mai departe. Este o instituție fundamentală pentru securitatea cetățeanului, dar care putea să facă ceva în plus, avea capacitate de a face ceva în plus cu costuri foarte reduse. Dacă vroiam să fac același lucru pe linia ambulanței, costurile erau cel puțin duble, triple, de patru ori mai mult față de ce am făcut cu pompieri. Deși are extrem de multă logică ce spuneți, înțeleg că v-a fost extrem de greu să convingeți. Asta era unul din punctele cele mai dificile de a convinge populația și partea medicală de rolul pompierilor. Da. Deci asta, pentru că eu mă duc aminte pe prima dată când am intervenit și pe mașină scria pompierii, pe ambulanță. Deci prima ambulanță care a scris pe ea pompierii era la Mureș și când lumea a văzut-o că sosește, era, mă duc aminte, primul caz a fost un tractor căzut în pârâu acolo, în centrul Târgu Mureșului și cu un șofer traumatizat. Și a sosit mașina în vreo 3-4 minute
Și prima reacție acolo, dar noi n-am chemat pompierii, noi am chemat salvarea. De ce ați venit, da? După asta au sesizat că mașina aia care scrie pe ea pompierii era în ea echipajul smurdului în final. Foarte interesant. Da. Mult de luptă. Vă propun să, să ne spuneți părerea dumneavoastră despre ce a realizat Costi în, în desen. Interesant. Vi se pare interesant. Sunteți de acord să sunteți de acord să-l păstrăm? Sigur, sigur. Perfect, vă mulțumim și lui Costi, mulțumim. Mersi mult. Domnul doctor, aș vrea, ne apropiem de final și aș vrea să vă propun concluzia în care Smurd este un proiect românesc făcut de români și aici v-aș include pe dumneavoastră și introducând și o informație că dumneavoastră aveți cetățenie de mulți ani, trăiți, da, în România de mai mulți ani decât colegii mei de aici au trăit în realitate, pentru că suntem tineri. Și atunci, sunteți de acord sau ce părere aveți despre propunerea mea? Că este un proiect românesc făcut de români. Este și este un proiect care dovedește că se poate în România. E adevărat că trebuie efort și perseverență, dar se poate. Vă mulțumim mult, domnul doctor, pentru prezența dumneavoastră și pentru poveștile pe care ni le-a spus. Vă dorim succes în continuare. Mersi. Și privitorilor mulțumim pentru timpul pe care l-au petrecut împreună cu noi și vă invităm la următoarea ediție. La revedere! Produced by LTV.